Asta e singura imagine care am surprins o cu cei doi. Nu știu de ce astăzi nu i-a arătat deloc pe antena play, deși se spune că timpul cumva este pentru toți concurenții. Nu i-am văzut deloc, foarte, foarte puțin am văzut pe antena play. Mie mi se pare ea un pic mai distantă și mă gândeam, mi-am amintit de povestea aceea când spunea ea că în cea de-a doua relație mama băiatului nu a fost de acord cu ea pentru că îl avea pe Amir și deși băiatul a cerut-o căsătorie de două ori și și-a dorit să meargă la starea civilă, ea nu a vrut acest lucru tocmai datorită părinților. Și mă gândeam că ea iubindu-l atât de mult pe Antonio. Și probabil că dacă el i-a povestit ce a, ce a spus mama lui și anume ce am văzut și noi pe Antena Play, ar putea să o facă să renunțe ea. Tocmai pentru că îl iubește foarte mult, îl vede că suferă datorită mamei și el suferă, mama lui suferă pentru că este într-o relație cu ea. Chiar ar putea să renunțe la el, serios acum. Eu nu știu dacă e lucru cel mai bun pentru Antonio în momentul acesta, dar cumva în mintea ei probabil se gândește că dacă ea ar renunța, n-ar mai fi presiunea asta asupra mamei lui și Antonio s-ar simți mai liniștit și așa mai departe. Nu știu dacă este o decizie bună și dacă... De fapt, despre asta este viața. Atunci când întâlnești o dragoste adevărată și iubești și ai sentimente și tot felul de lucruri bune și frumoase către un om, dacă ar trebui să renunți. Sincer, nu, nu știu dacă despre asta este viața. Dacă despre asta este viața, sincer, nu mi-aș dori să o trăiesc așa.